Apocalipsa, la capitolul 20, de la versetul 7 până la 10. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să înșele națiunile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război și al căror număr va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea preiubită. Și din cer, de la Dumnezeu, s-a coborât un foc și i-a mistuit. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc, în iazul cu foc și cu pucioasă, unde este fiara și profetul mincinos și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Amin. În cuvântul Domnului, în cartea Apocalipsa, la capitolul 20, și lecția de astăzi, sau mă rog, în pasajul acesta, aș vrea să observăm despre un război. Tot suntem vecini cu un război de 2 ani aproape de zile acum și nu se știe ce va urma și se vorbesc tot felul de lucruri. Dacă te uiți la televizor, la știri, zici că în fiecare zi își urmește al treilea război mondial, știi? În fiecare zi, extraordinar, avem o știre extraordinară, nu s-a mai auzit. După aceea trebuie să stai să te gândești că oamenii fac bani din aceste știri extraordinare. Ei nu se duc să dea cu sapă, așa că în fiecare zi o să vă zic până știri extraordinare, pentru că așa trăiesc ei și trăiesc bine pe lucrul acesta. Dar Dumnezeu știe ce va fi, însă aici este un război și aș vrea să vă spun o veste bună. Este ultimul război care va fi pe acest pământ. Sigur, mai este până atunci, dar este ultimul război care va fi pe acest pământ. Și nu neapărat pentru că va fi o pace eternă după aceea, ci pentru că Dumnezeu va distruge acest pământ pentru totdeauna după aceea. Da? Deci acesta despre care citim aici va fi ultimul război de pe acest pământ și așa și am pus titlul la mesajul din dimineața aceasta din Apocalipsa 20, de la 7 până la 10 am citit aceste versete. Numărul 7, am învățat mult despre el în cartea Apocalipsa, apare de multe ori în cartea Apocalipsa sub diferite forme sau serii de câte 7 și am învățat că este simbolul perfecțiunii, al desăvârșirii. Și numărul 7 îl reprezintă pe Dumnezeu. După cum numărul 6 este simbolul lucrului neterminat, al imperfecțiunii și îl reprezintă pe om. De aceea numărul Anticristului este 666, nimic mistic, nimic misterios, este doar ca să spună că este un om, nu este Dumnezeu. El se va da drept Dumnezeu, asta înseamnă Anticrist, el se va da drept Hristos, dar este un Hristos fals. Numărul lui este 666, este doar om, nu este Dumnezeu, așa cum vrea să spună. Dar numărul 7 este Dumnezeu, este perfecțiunea, este desăvârșirea, este cel care tot ce începe duce la bun sfârșit. El nu lasă lucrurile neterminate. Și în ultima parte, în ultimele capitole din cartea Apocalipsa, am învățat că vor fi 7 lucruri pe care Dumnezeu le va distruge în timpul acesta. Primul este în capitolul 17 și anume religia, acea curvă cea mare care s-a destrăbălat cu toți regii Pământului. Această religie ecumenică, această unire a tuturor religiilor într-una singură, este Babilonul religios. În capitolul 17 din Apocalipsa va fi distrus. În capitolul 18, politicul și comerțul lumii acesteia, adică banii și puterea, vor fi distruse. Babilonul comercial, în capitolul 18. Apoi am învățat despre fiara, anticristul, care va fi capul politicului și al comerțului în lumea aceasta, adică avea puterea pe partea aceasta, și profetul mincinos, care va fi capul religiei, Babilonului religios, vor fi și ei distruși. Spune în capitolul 19 și versetul 20, apoi fiara a fost prinsă și împreună cu ea profetul mincinos care făcea semnele în prezența ei. Apropo, ce caută oamenii? Semne și minuni. Și profetul mincinos, adică liderul religiei mondiale, cu ce i-a trăgea pe oameni și înșela, cu semne. Da?
care făcea semne în prezența ei, cu care amăgise pe cei care primiseră semnul fiarei și se închinaseră chipului ei, aceștia doi, anticristul și profetul mincinos, au fost aruncați de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă. Al treilea lucru, distrus chiar și profetul mincinos în un singur moment. Al patrulea lucru care a fost sau va fi distrus, națiunile care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și s-au alăturat lui Anticrist în rebeliunea lui și au mers în Valea lui Megiddo sau Valea Megiddo la bătălia de la Armagedon, am învățat și despre asta. Națiunile anticristice care s-au unit cu Anticrist vor fi distruse, va avea loc o judecată a națiunilor. La un moment dat v-am dat un tabel cu judecățile din Biblie, una dintre ele este judecata națiunilor, da? Acea judecată despre care se vorbește în Matei, capitolul 25 și pe care mulți o interpretează greșit. Apropo, sunt foarte mulți oameni care știu multe lucruri din Biblie, dar fac terci cu ele, ghiveci, adică le ia din toate părțile și le amestecă așa cum nu trebuie împreună. Și de ce vă spun asta? Fiindcă acum, cu ocazia sărbătorilor de Paști, am încercat din nou, pentru a nu știu câta oară, să găsesc și eu un film religios care să spună ce zice Biblia. Da? Sunt multe filme religioase la televizor de Paști și de Crăciun. Cu Pavel, cu Petru, cu Iisus, cu toată lumea. Da? Și n-am reușit, da? N-am reușit să găsesc un film care să fie loial cu Biblia. Da? Îl arătau pe Pavel care predică în Roma și predica din Romani, capitolul 13, scrisoarea lui către Roma, și apoi predica din Corinteni, capitolul nu știu de unde, care nu țineau cont că este scrisoarea către Corinteni, dar așa au picat bine la film acolo și au pus, pentru că omul care se uită la televizor oricum nu știe Biblia. Uite, e Biblia, e film religios, hai să ne uităm la ele. Bun. Da. Și ia din toate părțile și le amestecă la grămadă lucrurile acestea. Națiunile despre asta vreau să vă spun că în Matei 25 vorbește despre judecata în care va despărți oile de capre. Da? Și mulți nu înțeleg că aceea nu este o judecată a oamenilor individual, ci este o judecată a națiunilor. Aceea este judecata națiunilor. Cei care mi-ați dat de mâncare și mi-ați făcut bine și ați venit pe la mine când eram în temniță, vă strece la dreapta și ceilalți la stânga. Ce este o judecată a națiunilor, nu este o judecată a indivizilor. Și după al patrulea lucru prezentat aici, care va fi distrus, este un interval. Am mai văzut în Apocalipsa din când în când sunt aceste intervale, o pauză în care ni se prezintă, o pauză în desfășurarea evenimentului în care ni se prezintă ceva. Și în acest interval, după al patrulea lucru care a fost distrus și înainte de al cincelea, am învățat în capitolul 20, în acest interval se prezintă mai întâi legarea lui Satan, de la capitolul 20, primele trei versete, un înger care avea cheia adâncului și un lanț mare a pus mâna pe balau, pe șarpele cel vechi, pe diavolul Satan l-a legat pentru 1000 de ani și l-a aruncat în adânc, a fost închis, pecetuit, intrarea deasupra lui pentru 1000 de ani. După aceasta, în acest interval se prezintă prima înviere. Tot în Apocalipsa 20, versetul 4 și 5, am învățat despre prima înviere. Binecuvântați și sfinți sunt cei care au parte de prima înviere. Asupra lor, a doua moarte nu mai are nicio putere. Ei vor învia și vor fi împreună cu Hristos, vor fi sfinți, spune aici binecuvântați și sfinți, așa și vor domni împreună cu Hristos 1000 de ani. Al treilea lucru din acest interval este mileniul și este ultima lecție pe care am avut-o noi din Apocalipsa, împărăția de 1000 de ani, mileniu. Și cei care au parte de prima înviere vor împărăți, vor domni cu Hristos pentru 1000 de ani. Și tot în acest interval, ultimul lucru prezentat este eliberarea lui Satan în versetul 7 și 8. Și cu asta vom începe astăzi eliberarea lui Satan. Spune în versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui. Deci la sfârșitul mileniului, această epocă de aur, ar putea să spunem, ca și un apus al acestei epoci de aur, în care am învățat data trecută, deși nu foarte în detaliu, cum vor fi schimbate multe lucruri, inclusiv natura va fi schimbată și cum nimic rău nu va fi nicio pagubă în toată împărăția, pe tot muntele
meu cel sfânt, muntele este simbolul pentru împărăție. Și iată că la sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani, Satana va fi dezlegat din temnița lui. Probabil de același înger care l-a închis, care are cheia adâncului, și vedem în versetul 1 și 2, l-a închis acolo. Tot acela îl va și dezlega și îi va da drum. Acum, hai să ne gândim. De ce va fi dezlegat? Ca să răspundem la această întrebare, hai să vedem de ce a fost închis. De ce ni se spune aici? De ce a fost închis? Spune în versetul 3 că l-a aruncat în adânc și l-a închis, a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele națiunile. Ca să nu mai înșele națiunile. Vedeți, diavolul nu ar convinge prea mulți oameni ca să-L urmeze pe El sau să nu-L urmeze pe Dumnezeu dacă nu s-ar folosi de înșelăciune, dacă nu s-ar folosi de vicleșug, dacă nu ne-ar vrăji, dacă nu ne-ar pune în față strălucirea lucrurilor lumii acesteia și dacă nu ne-ar pune în față, așa cum a făcut de la început cu Eva, mărul fermecat. Sigur, nu mi se spune că era un măr sau nu, dar folosesc această expresie. Aceasta este metoda de bază. Nu spun că există și oameni care de bună voie nu vor să urmeze pe Dumnezeu, nu trebuie să fie înșelați, că ei nu are prea mult de lucru, de muncă, de lămurire Satan, dar pe cei mai mulți dintre oameni niciodată nu i-ar convinge dacă nu i-ar înșela. Și de asta a fost închis, pentru ca să nu mai înșele națiunile. De ce am accentuat lucrul acesta? Fiindcă noi, cei mai mulți dintre noi, ne place să ne bazăm pe înțelepciunea noastră, pe mintea noastră și nu înțelegem că putem să fim înșelați. De aceea trebuie să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe ce simțim noi. Eu simt, așa spune mie inima mea că e bine. Așa e logic pentru mine, așa cred eu că e bine. Scriptura spune, nu te socoti singur înțelept, nu te vizui pe înțelepciunea ta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3. Satan nu ar putea face nimic dacă nu ne-ar înșela. Și noi, din cauza mândriei, de multe ori nu recunoaștem că poate să mă înșele pe mine cineva. Nu, eu pricep, eu știu, eu văd cum sunt lucrurile. Eu știu cum să cântăresc lucrurile. Și de multe ori suntem înșelați. În versetul 8, ce spune? Când va ieși să înșele națiunile. A fost închis cu 1000 de ani înainte ca să nu mai înșele națiunile și când va ieși, ce va face? Exact ce a făcut întotdeauna, ce știe el să facă, să înșele pe oameni, să înșele națiunile. Am putea spune că a revenit imediat la vechea lui ocupație, să înșele națiunile și cu ce le înșală? Cu ce înșală Satan pe oameni? Să nu-L urmeze pe Dumnezeu, să nu-L creadă, să nu se creadă în Dumnezeu. Dumnezeu nu este așa de bun cum zice El. Dumnezeu nu este și lucrurile nu vor fi așa cum zice Dumnezeu. Și să se răzvrătească oamenii împotriva lui Dumnezeu. Și să nu asculte de Dumnezeu. Aici bate Satan. Asta este teoria lui, chiar dacă nu o spune pe față. Când a fost eliberat, spune aici în versetul 8, să înșele națiunile care erau în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Și al căror număr va fi ca nisipul mări. Război, răzvătire, rebeliune, împotriva lui Dumnezeu. Să-i provoace la rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o paranteză și să ne gândim puțin la zilele noastre, la viața în care trăim noi acum. Și să ne punem o întrebare. Lumea noastră în care trăim, oare la ce este provocată? Prin televiziune, prin internet, prin vocile celor mai mulți lideri ai lumii acesteia, prin politic, prin comerț, prin reclame, prin tot ce se întâmplă în lumea noastră. Oare este provocată lumea noastră să-L urmeze pe Dumnezeu? Sau este provocată să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și a Bibliei? Pentru mine răspunsul e foarte ușor, nu știu cum este pentru dumneavoastră. Lumea noastră este provocată să accepte pe oricine și orice, să fie tolerantă față de orice. Față de omosexual, față de criminal, față de hoți, față de toate lucrurile, numai față de Iisus Hristos.
să îl urască. Și față de creștinii adevărați. Lumea noastră de astăzi la ce este provocată? Să-L urmeze pe Dumnezeu sau să-L scoată pe Dumnezeu din familie, din școală, din oraș, din societate, din politică, din lege? Pentru mine răspunsul este foarte clar. Lumea în care trăim noi este provocată să-L scoată pe Dumnezeu. Să-și facă un nou Dumnezeu care să fie mai calm, așa, să stea în banca Lui, să nu se tot bage El în toate treburile lumii. Când Satan a fost eliberat și dacă ajungeți la concluzia aceasta, puteți să înțelegeți și cine este activ în lumea noastră de astăzi și cine înșeală pe oameni și îi provoacă să se depărteze de Dumnezeu în loc ca să se apropie de Dumnezeu. Vorbesc cu oamenii când mergem în sat și le spunem Evanghelia și în când în când câte un om este cercetat și îi face plăcere să asculte. Și nu știe ce să zică, că omul vede, înțelege, Duhul Sfânt lucrează la inima lui, dar nu ar vrea să iau o decizie pe loc și stă așa pe gânduri, îi cumpără. Zice, da, e bine. Și atunci, din când în când ne spun acestor oameni, vedeți, am discutat acum aici lucrurile acestea și ați înțeles. Cine credeți că ne-a îndemnat să discutăm astea? Dumnezeu sau diavolul? Sigur, Dumnezeu este. Și după aceea le pun următoarea întrebare. De când n-ați mai discutat cu cineva despre lucrurile acestea? Și în viața pe care o aveți zi de zi, unde mergeți? La servici? În familie? La televizor? Pe unde mergeți? De câte ori este cineva care să vă spună lucrurile acestea? De câte ori cineva deschide un subiect de discuție ca acesta? Aproape nimeni. Niciodată. Pentru că diavolul este cel care înșală. Lasă că te duci duminica viitoare la biserică. Lasă că citești Biblia. Lasă că poți să faci și acasă. Sunt atâția predicatori pe internet. Lasă că și acasă poți să fii credincios. Lasă numai să termini asta. Lasă numai să crească copilul. Lasă numai să-i termini casa lui la micul. După aceea să-i termini și lui la mare. După aceea să iei o mașină. După aceea să-i devine nunta. Numai puțin, numai puțin, numai puțin. Cine este înșelătorul? Este Satan. Care provoacă lumea nu să-L urmeze pe Dumnezeu, ci face lumea ca să se departe de Dumnezeu. Nu pe față, nu să se lepede de Dumnezeu, dar așa prin înșelăciune. Cu tot felul de alte lucruri bune pe care le pune în viața oamenilor, îi face să se departe de Dumnezeu. Și Satan a fost eliberat după 1000 de ani, a fost ca lungă paranteza, dar a fost eliberat ca să înșele națiunile. Aș vrea să vedem ceva aici. 1000 de ani, Satan a stat în închisoare. În nați. A avut timp să mediteze, a avut timp să se pocăiască. S-a pocăit? Nu s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Nu contează, putea să mai stea încă 10.000 de ani. Imediat ce a ieșit de acolo, s-a întors la lucrurile pe care le-a făcut întotdeauna. Ura lui față de Dumnezeu și față de credincioși a rămas aceeași. El a amăgit cât de multe națiuni a putut. Spune aici, în cele 4 colțuri ale pământului, sigur că pământul nu are colțuri, nu la asta se referă, dar se referă la punctele cardinale, la toate direcțiile, de jur împrejur, pe toată fața pământului. A amăgit națiunile și câți a reușit să amăgească? Câți a reușit? Puțin? Păi, poate am zice puțin, stai un pic, Hristos a fost pentru 1000 de ani Domnul pe pământ. A fost viața prosperă. N-a mai fost nici bolile, au fost puține. Cine murea la 100 de ani era considerat păcătos sau că moare tiner. A fost o viață așa frumoasă pe pământ. Pace, niciun război. Păi cine să mai înșele Satan? Nimeni nu l-ar mai asculta. Poate așa îmi crede. Dar spune aici că nu puțin i-a înșelat. După epoca aceasta de aur, spune aici că al căror număr va fi ca nisipul mării. Nu puțin a înșelat. Ca nisipul mării. Apoi versetul 8 vorbește despre Gog și Magog. După ce Satan a fost deslegat, este ultimul lucru prezentat în acest interval, și revine la lista cu lucrurile care vor fi nimicite și următorul lucru al 5-lea care va fi nimicit va fi Gog și Magog.
Nu o să petrec prea mult timp ca să descifrăm cine a fost Gog și Magog, dacă e China, dacă e Rusia, dacă e, mă rog, nu știu cine îi. Aveam un frate aici cu noi care avea tot felul de viziuni despre caii din Apocalipsa și culorile lor și toate. Am mers la Domnul acum. Dar Magog, dacă vreți să citiți în Cartea Genesa, capitolul 10, în urmașii lui Noe, Magog este nepotul lui Noe și împreună cu Tubal și cu Meșec sunt toți fii ai lui Iafet, fiul lui Noe. Iafet, fiul lui Noe. Genesa capitolul 10, nu mi-aduc aminte, poate versetul 2, acolo avem genealogia lui Noe. Da? Și fiii lui Iafet, cei trei fii ai lui Noe sunt Sem, Ham și Iafet. Fiii lui Iafet s-au răspândit în general în Europa și în nordul Asiei. De aici cei mai mulți identifică această țară a lui Magog, fiindcă aici mi se vorbește despre Gog și Magog ca și cum ar fi două persoane, dar dacă vă duceți la referirile despre ei care găsiți în cartea lui Ezechiel, acolo vorbește despre Gog din țara lui Magog. De aceea zic că nu vreau să intrăm foarte mult în aceste detalii. Sigur că Magog a fost nepotul lui Noe și apoi urmașii lui care au trăit în zona aceasta a luat numele de țara lui Magog, au trăit în țara lui Magog. Dar probabil din cauza aceasta că urmașii lui Iafet s-au răspândit în Europa și nordul Asiei, este ideea și cei mai mulți identifică țara lui Magog cu Rusia sau cu China, mai ales că domină culoarea roșie a comunismului și dacă citiți în Ezechiel, spune despre Magog, domn al roșului, al tubarului și al meșecului. Da? Nu vreau să fim dogmatici în dimineața aceasta despre lucrurile acestea. Nu cred că Dumnezeu vrea să ne băgăm și să aflăm mai multe decât ne spune El. Să ne oprim la lucrurile care ne spune El, să nu inventăm tot felul de lucruri. Dar aceste lucruri le știm. Gog va fi un mare conducător care se va ridica în această țară și se pare că acesta nu este singurul război care este dus de Gog și Magog. Alții identifică chiar în timpul necazului cel mare, adică cu 1000 de ani înainte de acest eveniment, războiul lui Gog și Magog, în primii ani din necazul cel mare. Dar aici vorbește din nou despre Gog și Magog și se pare că va fi un mare conducător din această țară. Ce ne spune nou aici este că numărul acestei armate pe care o strânge Gog și Magog sau Gog din țara lui Magog, fiind înșelat de Satan ca să se ridice împotriva lui Dumnezeu și a Sfinților lui Dumnezeu, este foarte mare. Spune, ca și nisipul mării de pe toată fața Pământului. Împărăția lui Hristos a fost mondială, pe toată fața Pământului. Și tot așa, de pe toată fața Pământului, acum Satan strânge această armată mare în frunte cu Gog și Magog. Însă această armată nu a putut fi strânsă sau organizată până când Satan nu a fost eliberat ca să-i înșele. Și oare ce le promite Satan oamenilor ca să-i înșele și să-i determine să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu? Satan le promite oamenilor eliberare de sub domnia strictă a lui Isus. El a pocăit acolo. Acolo vrei tu să te duci. Păi îți închizi viața, nu te mai distrezi, nu mai poți să mergi la rugă, nu mai poți să joci, nu mai poți să-ți iei, nu știu ce, să te umpli cu aur pe tine, nu mai poți să faci aia, nu mai poți să faci aia altă. Cam acestea sunt lucrurile cu care înșală. Religia în care te-ai născut e cel mai mare păcat care poți să-l faci. Lucruri din acestea. Îți irosești viața, nu faci nimic cu viața ta, nu realizezi nimic, adică ce să realizezi? Să iei niște diplome pe care au oamenii, pun preț, coronița pe cap, să ocupi niște fotolii înalte în lumea aceasta, da? Acele fotolii pe care diavolul le-a oferit și Domnul Iisus Hristos, cu o singură condiție, să se închine înaintea Lui. Și Domnul Iisus Hristos a refuzat strălucirea și gloria și bogăția acestei lumi. Dar iată că diavolul îi înșală pe mulți. Tot așa cum a făcut de la început cu Adam și Eva și cum a înșelat-o pe Eva, Adam n-a fost înșelat, dar a păcătuit oricum. Și a zis, nu vei muri, ți se vor deschide ochii, veți ajunge înțelepți, veți fi ca Dumnezeu. Te duce la păcăiți acolo, ia să închiși la minte.
Uite cât îți oferă lumea asta. Vei ajunge deștept, vei ajunge înțelept. Vei fi ca Dumnezeu. Aceea și înșelăciune de la început. Nu vei muri. Probabil tot așa e înșală și pe aceștia. Ce se va întâmpla cu ei? Exact ce a zis Dumnezeu. Vor muri. Ce s-a întâmplat cu Adam și Eva? Vor muri. Pentru că oricine nu ascultă de Dumnezeu, plata păcatului este moarte. Indiferent ce promite Satan, indiferent cu ce te amăgește, ce mumeală folosește, de fapt, aceștia Satan i-a dus la pierzare. La sfârșitul versetului 9 spune că din cer, de la Dumnezeu s-a coborât un foc și i-a mistuit. Au fost înșelați. Credeți că Satan i-a spus, o să pieriți toți în războiul ăsta. O să fiți mistuiți de un foc de la Dumnezeu. Sigur, nu le-a spus. Nu reușea să-i strângă cu această ofertă. Dar asta s-a întâmplat. Pentru că au fost înșelați. Așa cum am spus, acesta este ultimul război. Ei au venit, spune versetul 9, de pe toată fața pământului, s-au oprit de pe toată fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, care este Ierusalimul. Tronul de domnie al lui David, în împărăția de 1000 de ani. Cetatea prea iubită, Ierusalimul. Este ultimul război pe acest pământ, o rebeliune împotriva lui Dumnezeu și aș vrea să spun cu îndrăzneală că aceasta este cauza tuturor războaielor. Indiferent dacă nu vedem din prima, cauza tuturor războaielor este rebeliunea împotriva lui Dumnezeu. Și poate cineva va zice, stai un pic, frate, păi și războaiele din Vechiul Testament pe care le-a poruncit Dumnezeu, aceeași cauză, rebeliunea împotriva lui Dumnezeu, a celor pe care Dumnezeu l-a trimis pe Israel să îi nimicească. Dumnezeu n-a trimis pe Israel să nimicească acele popoare, fiindcă n-avea pământ să dea lui Israel. Sau n-avea să le dea pentru trai. Ci fiindcă acele popoare meritau nimicirea, fiindcă s-au răspândit împotriva lui Dumnezeu. Deci, cauza tuturor războaielor este aceeași. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Acest război însă se va încheia fără vărsare de sânge. Și nici măcar nu se va încheia la masa tratativelor, pentru că asta înțeleg oamenii când aud fără vărsare de sânge. A, au făcut un pact, au făcut o pace, au semnat un tratat de pace. Nu vor semna niciun tratat de pace. Nu va avea loc nicio masa tratativelor, dar acest război se va încheia fără vărsare de sânge, fiindcă, cum spune aici, spre deosebire de bătălia de la Armagedon, în care spune sângele se va ridica în Valea Megiddo până la frâiele Cairo. Dar aici spune că va coborî un foc din cer. Sfinții lui Dumnezeu nici nu vor trebui să lupte. Nu va fi nicio confruntare între ei acolo. Un foc din cer se va coborî și va mistui pe toți într-o clipă. Toate armatele pe care le-a strâns diavolul și națiunile pe care le-a înșelat. După cum arată un frate care a trăit la începutul secolului trecut, Clarence Larkin, a cărui carte despre Apocalipsa am citit-o de mai multe ori și este de ajutor în studiul pe care îl facem, după cum arată acesta în cartea sa, nici după 1000 de ani în care regele Iisus a fost prezent aici pe pământ și oamenii au trăit această epocă de aur și de pace mondială și Satan a fost absent, a fost legat, oamenii tot nu renunță la acest spirit de răsplătire, de rebeliune împotriva lui Dumnezeu și împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Ce a mai rămas lui Dumnezeu de făcut ca să salveze pământul ăsta? Ce mai poate să facă Dumnezeu? Numai ceea ce spune 2 Petru 3 cu 7. Un foc din cer care va nimici pe cei nelegiuiți. Nu mai este nicio șansă de scăpare pentru pământul acesta. Începând cu inocența din grădina Edenului, Dumnezeu a dat toate variantele. L-a făcut pe om și totul foarte bun, într-o stare de inocență, dar cu alegere liberă. N-a funcționat în grădina Edenului. Omul a eșuat. Apoi a venit conștiința pe care Dumnezeu a pus-o în mintea omului. N-a funcționat. Cain l-a omorât pe Abel. Acum, în America, este de mulți ani acea mare bătălie, care este o bătălie politică, să le restricționeze dreptul la arme, al americanilor, că se întâmplă multe crime. Criminalul nu are nevoie de arme ca să omoare. Cain l-a omorât pe Abel cu o piatră, nu-i trebuie arme. Da? Crima este în inimă, nu este
nu este în armele cu care o faci. Dacă ești, ai crima în inimă, vei găsi și armele cu care să o faci. Da. Apoi a urmat guvernarea umană în vremea lui Noe. N-a funcționat. 8 pentru 8, dinte pentru dinte. Oricine va vărsa sângele omului și sângele lui să fie vărsat. Pedeapsa capitală. N-a funcționat nici asta. Apoi a urmat patriarhia, regimul de familie sub Avram și ceilalți patriarhi. Da? Nu patriarhia care se cunoaște astăzi, da? Ci sistemul sub familie, da? Acele clanuri mari de familie sub patriarh, n-a funcționat. A urmat legea de la Sinai, legea lui Moise, dată prin îngeri, n-a funcționat nici asta. A urmat harul în care suntem și noi, se va încheia și asta cu un eșec. Cei mai mulți vor respinge, cei mai mulți vor zice, suntem buni, n-avem nevoie. Urmează împărăția de 1000 de ani, în care regele va fi pe pământ. Și vă vine să credeți, după astfel de împărăție, diavolul este legat, este dezlegat pentru puțină vreme și strânge o armată de răzvrătire din această lume care a trăit în această împărăție în care a domnit Hristos. Cât frunză și iarbă, să zicem în limba română sau în limbajul biblic, cât nisipul mări, care să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Omul a eșuat în toate aceste sisteme, în toate aceste lucruri. Ce ar mai rămâne lui Dumnezeu să facă pentru acest pământ și pentru oamenii de pe el? Ce mai rămâne de făcut? Ceea ce spune în ultimele capitole din Apocalipsa. Un cer nou și un pământ nou. Pământul acesta cu tot ce este pe el va arde. Adică nu mai poate fi salvat. Nimic nu funcționează în acest pământ corupt și cu acești oameni corupți. Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou care va fi locuit de oameni noi. Oameni născuți din nou. Născuți de sus. Din Duhul lui Dumnezeu. Și în versetul 10 avem a șasea distrugere sau lucru nimicit, distrugerea lui Satan. Gog și Magog au fost distruși, lucrul al cincelea care a fost distrus și în versetul 10, diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul cu foc și cu bucioasă, unde este fiara și profetul mincinos și vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Eu nu am obiceiul să zic așa, să predic foarte mult despre ea și să încerc să îi sperii pe oameni cu focul de acolo. Dar asta nu înseamnă că nu e adevărat. Poate că ar trebui să mai aduc în vedere lucrurile acestea. Și Dumnezeu mi-a atras atenția atunci când la conferința de tineret, fratele care a fost să predice, a spus că în Noul Testament sunt 260 de capitole și 234 de avertismente despre ea. Dar n-a spus direct prima dată, a spus ce ați face voi dacă ați merge pe un drum 260 de kilometri pe acest drum și în 260 de kilometri ați avea 234 de semne de avertizare, prăpastie, prăpastie, prăpastie. Zice, ați merge 2-3 kilometri, vezi primul semn. Parcă mai au mers și alții pe aici, mai merg. Al doilea semn, al treilea semn, al 100-lea semn, al 200-lea semn. Ajungi la ultimii kilometri. Nu mai este nicio avertizare. Ultima, prăpastie. Tot merge înainte. Și apoi a semn așa zis. În Noul Testament sunt 260 de capitole în care sunt 234 de avertismente despre iad. Sunt foarte multe, mult mai multe avertismente despre iad și focul veșnic decât despre cer, decât Domnul Iisus ne spune despre cer. Și despre rai. Distrugerea lui Satan, spune aici, vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. Distrugerea lui Satan a început la cruce, la Golgota. Dar el a fost doar rănit acolo. Putem să spunem noi așa, metaforic, rănit de moarte. Dacă ne gândim la Genesa, capitolul 3, versetul 15, unde Dumnezeu promite lucrul acesta, spune sămânța femeii, adică Iisus Hristos, îți va... tu îi vei zdrobi călcâiul, dar el îți va zdrobi capul. Acolo a început Satan să piardă. Da? Împotriva acestei semințe. El credea că l-a nimicit pe Iisus, a terminat. Dar, de fapt, distrugerea lui a început acolo la cruce. Și apoi a continuat cu învierea lui Iisus, cu sămânța de urmașa lui Iisus. Dar aici, în Apocalipsa 20, după
mileniu și după această ultimă rebeliune, diavolul va fi distrus total, definitiv. Nu va mai fi ca și înainte, legat pentru 1000 de ani și apoi iarăși de trec numai. Aici va fi, spune, în vecii vecilor, aruncat în iazul de foc. Iată că iazul de foc este un loc real, nu este bau-bau sau o poveste ca să speriem pe cineva. Am auzit și nu pot să spun dacă este adevărat sau nu, pentru că pe internet acum poate să posteze oricine, dar am auzit că sunt lideri religioși mari ai bisericilor mari mondiale care încep să spună că iadul și iadul de foc nu ar fi chiar lucruri reale. Sunt așa, dar ca să fim noi oameni mai buni, dar nu chiar există un loc din asta. Iată, chiar există un loc din asta. Nu este o poveste. Apropo, părinții, v-ați sfătuit să nu vă mințiți copiii cu baba ploața și cu bau-bau și cu... Dacă copiii o să afle mai târziu că i-ați mințit, cât respect o să aibă și cât de ușor o să mintă ei mai departe pe alții, dacă așa s-au purtat părinților cu ei. Mai ales dacă cunoașteți pe Domnul, acestea sunt metode lumești, tradiționale, de a avea de-a face cu copiii, dar nu sunt după voia lui Dumnezeu. Bine, nici nu v-aș sfătui să-i speriați cu iadul neapărat de la vârsta de un an sau doi ani, nu despre asta vorbesc, dar iată că iadul este un loc real în care vor arde în vecii vecilor, spune aici, vor fi chinuiți fără sfârșit. În Matei 25, la versetul 41, ne spune același lucru, dar ne mai dă un detaliu despre iad, nu ca să ne sperie, de fapt ca să ne îmbucure, să ne încurajeze aici despre Dumnezeul nostru și spune, după judecata națiunilor, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dumnezeu nu a pregătit acest loc pentru oameni. Acest loc a fost pregătit pentru diavolul și pentru demoni, pentru îngerii care l-au urmat pe el. Dumnezeu a pregătit cerul pentru oameni. Și Dumnezeu a făcut posibil ca toți oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar realitatea nu este aceasta. Pentru că oamenii vor fi înșelați și vor crede mai degrabă minciuna. Dar Dumnezeu nu a făcut acest loc. Este real, dar nu l-a făcut pentru oameni, ci pentru diavol. Vedem un alt lucru aici, că nu există acea învățătură, sau nu este reală acea învățătură pe care o au unele religii astăzi, și anume anihilare. Nici măcar pentru cei răi. Unele religii spun că după moarte nu există rai și iad. Ci nu voi mai știu, se duce trupul în pământ și nu mai există. Omul nu mai există, se dezintegrează și nu mai știi nimic, nu mai există nimic. Alții spun că te reîncarnezi în câini, în pisici, în alți oameni și așa mai departe. Există religia, dacă nu greșesc, dar cred că este religia adventistă, care au o variantă îmbunătățită a acestei doctrine a anihilării și spun că nu toți vor fi anihilați și numai cei răi. Cei buni vor merge la Dumnezeu în cer, n-are ce să fie anihilat, crede în Dumnezeu, dar cei răi vor fi anihilați. Pentru că Dumnezeu este dragoste și nu poate să lase niște oameni să ardă veșnic în pediapsă. Sigur că Dumnezeu este dragoste, de aceea nici n-a făcut locul acesta pentru oameni. El s-a dat pe sine însuși pentru mântuirea oamenilor, dar Dumnezeu este și sfânt, Dumnezeu este drept în același timp. Dacă El n-a cruțat pe singurul Lui Fiul prea iubit, din cauza păcatului, Dumnezeu va pedepsi orice păcat. Locul acesta există după moarte. Oamenii vor fi conștienți. Nu vor fi anihilați sufletele lor, nici nu vor adormi. Vor fi conștienți, fie în iad, fie în rai, pentru vecii vecilor. Nu există așa ceva, anihilarea. Apropo, după cum iad, raiul este veșnic, tot aceea este și iadul. Și chiar dacă există un foc și pentru noi, în zilele noastre, acum focul este cel care consumă. Arde ce arde și gata, se termină. Nu vor fi consumați acolo. Vor arde și vor fi chinuiți în focul acela continuu, pentru veci de veci. Spune aici, unde fiara și profetul mincinos este. Ce înseamnă este? De când este? De 1000 de ani înainte. Am citit în capitolul 19, versetul 20, înainte de mileniu. A
au fost aruncați după bătălia de la Armagedon, fiara și profetul mincinos au fost aruncați de vii în iasul de foc. Ce înseamnă de vii în iasul de foc? Toți oamenii care mor fără Hristos nu se duc în iasul de foc. În primul rând mor, aceștia nici n-au murit, au fost aruncați de vii. Dar nu se duc în iasul de foc, ci se duc în iad, care este o temniță temporară. Cu aceleași condiții, dar apoi o să vedem data viitoare, merg la judecata finală și vor fi aruncați în iasul de foc. Dar fiara și profetul mincinos au fost aruncați de vii în iasul de foc. Și acum, după 1000 de ani, spune, încă sunt acolo. Nu s-au consumat, nu au trecut, nu s-au anihilat, ci încă sunt acolo. 1000 de ani au ars în continuu și încă sunt acolo. Locul acesta este real. Și aici Satan va fi nimicit pentru totdeauna. De aceea, dacă avem atâtea avertismente, ar fi important pentru noi să luăm în serios lucrurile acestea și să spunem și celor dragi ai noștri, să nu ne fie rușine despre lucrurile acestea și Domnul să ne ajute.